În cadrul acțiunii au fost verificați 194 de agenți economici și 118 baruri sau discoteci. De asemenea, au fost controlate peste 1000 de autovehicule și au fost legitimate 1472 de persoane și au fost efectuate 461 de controle corporale. S-au depistat în flagrant 9 infracțiuni, 6 dintre acestea fiind la regimul rutier, 3 pentru conducerea sub influența alcoolului a unui autovehicul, celelalte pentru neposedare de permis. Au fost reținute 18 permise și retrase 3 certificate de înmatriculare. În urma raziei au fost constatate 245 de contravenții, sancționate cu amenzi în valoare totală de 72.000 de lei. Într-o sală de jocuri din Craiova a fost găsit un bărbat de 30 de ani care avea asupra lui un briceag și un spray cu substanțe lacrimogene, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal.